faceți? Începem un nou daily vlog, așa în forță, este numai 12. Da, 12 și 9 minute chiar. Și sunt foarte, foarte, foarte happy pentru că de câteva ore, nu știu, două, cam așa, trei, nu știu, pe acolo, fierbe ceva ce am promis că o să fac săptămâna asta. Și da, pantalonii aia sunt acolo, o să vă explic imediat de ce cu ei. E o poveste foarte lungă și foarte interesantă. Dar de câteva ore fierbe ceva ce-mi doresc foarte tare să mănânc și anume piftia, e pe foc, yes! Am promis că săptămâna asta fac piftie și m-am pus pe treabă de dimineață, am zis gata, fie ce-o fi, astăzi fac piftie. Și asta am făcut, am curățat de dimineață piftie, am spălat, am curățat, tot procesul ăla, știți, care durează infinit de mult, care de altfel este foarte săcăitor. Că în sine să faci piftie nu e greu, dar până curăți, spune, până te asiguri că e carne curată, că e bine făcută, că e bine pârlită, că nu există nimic, că nu mai există sânge, că este tot, așa, durează. Așa, și acum fierbe și acolo veselă, mai are puțin de fiert, adică încă eu fierb piftia până efectiv rămân oasele goale. Atunci știu că, 1, e fiartă cum trebuie și, 2, că o să mi se întărească foarte tare, o să fie tun, așa, ceea ce ne dorim. Bun, am pe jos, pe aici, vedeți, am o măgâldea cea mică numită Woody, care măgâldea cea mică Woody, am văzut că ieri a făcut o rană pe burtică, nu știu exact de unde și ce s-a întâmplat cu ea, dar are o rană mică acolo în jurul operației, cred că este vorba de un fel de... bășică pe care a făcut-o ea acolo din câte arată, că nu mă lasă să mă uit, bănuiesc o ustură, e doar la nivel superficial, adică nu e ceva grav. Cred că avea o bășică din aia de la operație, pentru că ea a avut fire din alea de se resorb și a avut cam o săptămână, a avut niște gâlme serioase acolo, a fost umflată serios, chiar m-am speriat la un moment dat, vroiam să sun pe medic să întreb ce Dumnezeu se întâmplă, dar am văzut că se tot retrăgeau, adică în fiecare zi erau din ce în ce mai mici, au fost mari așa în primele 2-3 zile după operație, după care se tot retrăgeau pe parcursul celorlalte zile și de-aia nu m-am panicat. Și acum văd că are așa o bubiță pe burtică, sper să nu fie ceva grav, ea nu pare foarte deranjată, adică în afară de faptul că nu mă lasă să mă uit la ea din, la burtică, nu e foarte deranjată de așa, dar stau cu ochii pe ea așa puțin, încerc să stau cu ochii pe ea, e și nebună, v-am zis că nici măcar anesteziată n-a avut răbdare să-i treacă anestezia și anesteziată i-a umblat de nebună și e toată ziua pe casă, prin pompi, peste tot, aleargă de zăpăcită. Ai să auzi surul? O, ce vine la mami în brațe acum? Haide tu la mami în brațe. Așa, așa se bagă mine. Așa vine, se bagă mine. Da. Udișorul meu frumos. Băi, udișorule, ți-ai făcut mă tu la burtică? Da, ai bubiță. Ți-a făcut tu la burtică de bubiță? Pupă, mama, buța mică. Ți-a făcut tu? Ți-a făcut tu, Udi? Așa. Și. Vrei și tu? Hai, dacă când îți fac poze, de ce nu stai? Vreau să fie filmată. Bun, care-i treaba cu pantalonii? Păi ieri am fost, am ieșit în oraș și n-am făcut daily vlog, pentru că de că nu filmez în fiecare zi, am acest lux de a îmi lua zile și mai ales că am filmat în avans. Am acest lux de a-mi lua anumite zile. N-am făcut mare lucru, am avut niște treabă, m-am dus cu treabă în oraș, atâta, n-am stat, n-am adus, vreau să ajung pe la târgul de Crăciun, n-am ajuns, o să ajungem și acolo, nu-i problemă. Și n-am făcut mare brânză, de aia n-am stat să filmez. Și aseară când am venit, în loc să-i punem șifonier, m-am dezbrăcat și am pus acolo. Da, pentru că vreau să-i mai curățesc scame, să văd dacă au scame sau ceva. Și mi-a fost lene, că ieri noapte m-am trezit la 1:30, m-au trezit câinii, la 1:30, la fabuloasa oră de 1:30 și n-am mai adormit până aseară, m-am culcat. Și pe la 4, cine credeți voi că spăla, ștergea geamurile? Nu conta că era întuneric, nu-i problemă, știți? Eu mă ștergeam geamurile la 4, făceam curățenie, eram aici în focuri, pe la 5 spălam baia, adică cam așa, cam asta a fost programul meu dimineață, în speranța că poate mă ia somnul. Da, într-adevăr, mă ciupise așa o idee de somn, undeva pe la vreo 8. Da, nu mai am. De la 8 am avut alte treburi și așa că, da. Și când am ajuns acasă, am mâncat foarte repede și m-am băgat direct în pat cu Udi, chiar lângă mine, care a dormit și a fost foarte cumințică. Și
Da, de-aia, pantalonii acolo. În rest, alte update-uri interesante nu avem. În afară de faptul că se face piftia, yes! Și în afară de faptul că astăzi o voi face plăcintă cu mere. Și trebuie să vă dau rețeta mea de plăcintă cu mere, pentru că săraca Andreea din Toronto, te pup, draga mea, dacă te uiți, te pup. I-am promis că îi fac un clip și că îi dau rețeta de plăcintă. Rețeta mea, și spun rețeta mea pentru că eu fac plăcinta cu mere după cum consider eu. Am făcut ani de zile plăcintă cu mere și cumva tot modificându-o, am ajuns la o ideea că e rețeta mea, fiindcă am tot modificat-o. Și e atât de modificată că nu seamănă cu nicio rețetă pe care am făcut-o până acum. Și de-aia este rețeta mea de plăcintă cu mere. V-am arătat-o și în alți ani și vă arătam. Și într-adevăr a făcut senzație de fiecare dată când am dus-o pe la birou sau în alte părți. A făcut senzație plăcinta mea cu mere. Și așa că v-am promis că vă dau rețeta. Și n-am dat-o niciodată. Am promis că o trec pe blog, dar n-am mai scris-o. Apropo, trebuie să vă updatez și cu blogul. Să vă zic niște chestii legate de blog. Și nu știu cum să fac, că nu prea am chef să filmez în bucătărie, că e rece și nu o să stau decât să fac plăcinta, să o bag la cuptor. Cred că mai degrabă am să vă povestesc cum o fac, pentru că e super simplu, adică în general eu încerc să scurtez lucrurile și să le fac cât mai simple și mai ușoare de aranjat și de făcut cu putință. Dar da, astăzi vom face nu una, ci două plăcinte cu mere. Una care va rămâne acasă și a doua care va fi cadou băieților pe care îi vom vedea mâine. Da, nu știu ce cadou să le iau băieților anul ăsta și m-am gândit că cel mai tare se vor bucura de o plăcintă. Despre asta o să vorbim... cel mai probabil, stați să mai dăm lumină un pic, cel mai probabil o să vorbim mâine, că în mâine se vor întâmpla niște lucruri. Dar până la plăcinta mea cu mere și până să la mâine, trebuie să ajung până la magazin, că nu am suficientă scorțișoară. Ori plăcinta mea cu mere presupune multă, dar multă scorțișoară. Și nu am așa ceva. Și prin urmare vom merge să luăm scorțișoară, ne mai trebuie nuci, ne mai trebuie stafide, astea toate fiind ingrediente cheie din plăcinta mea cu mere. Da, pun stafide în plăcinta cu mere. Țam, țam. Ceam, ceam. Ceam, ceam. Ceam, 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 ceam. Ce, mă? Ce, mă? Apucă-te pe ea, dragul de mine, azi. Apucă-te pe ea, dragul de mine, azi. Bine, apucă, dragul, în fiecare zi. Nu e chiar așa de o pisică, dragul. O prezint eu câteodată. E doar nebună, nu era, dar e o pisică zurli, dar foarte drăgălașă și foarte cumincică. Cum vrea să fie cumincică, e atât de cumincică. Ce, mami? N-are nasul cu umed. Prin urmare, nu prea ne facem probleme de ranaia, dar dacă, Doamne ferește, nu se întâmplă să se vindece sau se întâmplă ceva, o să mergem la doctor. Știu că nu ne place, dar trebuie să mergem la doctor, să vedem, să vadă ce s-a întâmplat acolo. De ce are pușa mea, Lana? Da, iubita mea, și acum începe să toarcă și faza haioasă cu Udi, știți care este? Că ea nu doar că toarce foarte tare, deci toarce ca un tractor, zici că e un excavator pe lângă tine care uruie, exact așa se aude. Nu doar că toarce foarte tare, dar pe lângă tors mai scoate și un soi de sunet. Un sunet foarte ciudățel așa pentru o pisică, nu l-am mai auzit niciodată, face un fel de... exact cum fac porumbeii. Deci pe lângă tors, ea mai scoate și un sunet din ăla de porumbel. Dar asta numai când e ea foarte drăgăstoasă și când vrea să o iubești și când se bagă toată în tine. Așa, în general, toarce. Normal. Adică normal pentru ea, ca un excavator pentru mine. Când era mai micuță, venea lângă mine și mă trezea cu torsul. Dimineața știam că trebuie să-i dau să mănânce doar pentru că torcea, nu făcea nimic altceva. Știți că Miții într-un timp venea și dădea cu lăbuța la nasul meu sau pe la ochii mei. Ea nu, doar venea lângă mine și torcea și știam că trebuie să-i dau drumul afară sau trebuia să-i dau pe pică. Da, mama! Ei, asta înseamnă că vrea să fie mângâiată. Ia, o auziți? Hai mai fă! A făcut numai de două ori, dar nu știu de ce. Hai, mami! Hai mai fă cu un porumbel! Hai, lasă camera, că e foarte interesată de camera.
știu dacă au zis cum face. Haide! Mai faci asta? Asta că poate o prind eu mai pe seară, așa că de obicei seara are chef. Vezi că o să cazi din brațe, fraierul, când te-ai întins așa, dar ce zici că eu sunt aici salta extensibilă sau ce-ți imagini? Da, sper că s-a auzit. Wow, dintr-o dată s-a norat, de-aia mi se schimbă lumina la cameră, că dintr-o dată s-a norat. Au fost așa soare cu nori, dar au venit o poală de nori, au venit peste soare. Și, prin urmare, ce avem de făcut tu din noi? Tu ai de dormit, la ora asta e o oră de somn, eu merg la magazin, dar să opresc focul la piftie, că nu lăsăm niciodată aragazul pornit, cât suntem plecați de acasă. Oh, Doamne! Cum să nu iubești, mă? Cum să nu iubești când e atât de dulce? Cum să nu iubești pe moștăcioasa asta? Doamne, Doamne, cum să nu iubești? Da, e iubibilicioasă, are chef de dragoste. Mama, te duc lângă Jimmy în pat? Haide, că mami are treabă. Hello! Am băgat plăcinta la cuptor și am mai făcut o chestie despre care vă povestesc imediat. Dar acum, dacă tot stă plăcinta să se rumenească la cuptor, am zis să vă povestesc despre ea puțin și cum o fac. Și, repet, vă povestesc, nu vă arăt, folosiți-vă și vă imaginația că e foarte simplu de făcut, adică nu e inginerie chimică, nu e doar foarte simplu de făcut, nu sunt cantități exacte, le puteți ajusta în funcție de cum vreți voi. Mi-e silă să filmez la mine în bucătărie, că e spațiul ăla mic acolo. Bucătăria în sine nu e mare, dar masa mea de lucru e foarte mică și dacă mai pun și trepiedul ca să filmez, trebuie să-l pun într-un anumit unghi. Îmi ia tot spațiul de mișcare și mi-e silă, efectiv mi-e silă să filmez în bucătărie, așa că ne rezumăm la fotografii și la a povesti. Bun, deci ce fac prima dată? Eu am o tavă micuță în care fac de obicei plăcinta cu mere. Acum orientați-vă și voi în funcție de tava pe care o aveți voi. Eu am o tavă din aia, din sticlă termorezistentă, nu știu cât are, 15 pe 30 de centimetri, ceva de genul ăsta, e dreptunghiular, așa, dar e micuță. Și pentru tava aia am folosit vreo 6 mere medii ca mărime, așa. Orientați-vă la mere în funcție de, nu știu cât de gros vreți voi stratul de mere. Cu 6 mere date prin răzătoarea mare, cu tot cu coajă, mare atenție, e important să le dați cu tot cu coajă ca să mențină aroma aia de măr. Și nu vă faceți probleme că nu se simte coaja în plăcintă. Este un strat destul de generos, așa, de vreo 2 cm de măr. Adică îmi plac plăcintele alea unde sunt numai foile și o dunguliță așa de mere printre ele. Și la astea 6 mere le-am dat prin răzătoare. Nu le-am călit, că știu că sunt persoane care le călesc. Eu nu le-am călit. Ce am făcut după ce le-am dat prin răzătoare a fost să storc puțin merele, nu foarte mult. Merele pe care le-am avut eu nu au fost foarte zemoase. Iarăși aici e chestie de orientare și de testat și aici am testat eu de-a lungul timpului cum să las merele astfel încât să nu dea zeama din ele, sucul ăla de mere să nu dea pe din afară prin plăcintă și să-mi facă tot una plăcinta sau cu cuptorul. Și așa că de multe ori și storc puțin merele. La asta n-a fost nevoie. Au fost dăți în care am scos am un pahar din ăla mare de suc de mere, bineînțeles punând mai multe mere, dar în cazul de față am scos foarte puțin, nu știu, nici 100 de mililitri de suc de mere n-am scos din ele și asta pentru că nu erau foarte zemoase. Dacă faceți plăcintă, dacă sunteți obișnuite să gătiți în general, vă veți orienta foarte repede în ceea ce vă zic, adică nu pare chineză. Apoi, am pus cam o lingură de zahăr la măr, deci eu cam așa pun. Depinde cât e de dulce mărul, merele astea fiind dulci, am pus cam 5 linguri și jumătate la 6 mere, fiindcă nu-mi place iarăși să fac mărul, să fac partea aia de umplutură, să o fac foarte dulce. Dacă vreți mai mult zahăr, puteți să puneți mai mult zahăr. Iarăși, chestie de orientare în funcție de cât este mărul vostru de dulce.
Trebuie să știți cam cât e de dulce. La merele mai dulce, de exemplu, dacă aș face din niște mere foarte, foarte dulci, aș pune mai puțin zahăr. Dacă ar fi niște mere mai acrișoare, probabil aș pune mai mult zahăr ca să se, să se echilibreze situația. Dar, în general, mie nu-mi plac nici plăcintele, nici prăjiturile super dulci, dulci așa, de să simți că bubuie dinții. Așa, apoi, începe distracția. Scorțișoară. Cam o lingură de scorțișoară am pus la toată treaba asta pentru că mie îmi place să fie multă scorțișoară. Nucă tocată, am luat cu mâna din pungă, am luat vreo două mâini de nuci și le-am tocat pe tocător. Deci le-am tocat cu cuțitul, nu le dau prin mașina de tocat nuci, că dacă le dau prin mașina de tocat nuci se fărâmițează mult prea mult, se fac făină basically și nu mă ajută, nu de asta am nevoie, eu am nevoie să fie crunchy, să dea umpluturii un crunch, așa, care surprinde de foarte multe ori. Da? Deci să fie tocată nuca mărunt, dar nu foarte, nici foarte mare, nici foarte mică. Știți, să fie așa potrivită, astfel încât nici să te deranjeze când muși din plăcintă, dar nici să fie, să nu fie existe, să nu o simți acolo, că practic nuca nu o simți. Eu nu prăjesc nuca, apropo de asta, pentru că mie nu-mi place gustul de nucă prăjită și nu o prăjesc, deci doar o toc și o arunc direct acolo în mere. Vouă, dacă vă place să vă plac nucile prăjite, le puteți prăji. Apoi, iarăși, am pus cam, nu știu, 150 de grame, nu știu, am luat din punguțele cu stafide, am luat două punguțe și dintr-o punguță am pus-o aproape 3 sferturi. Stafidele, iarăși, eu nu le moi niciodată, nu le moi absolut niciodată și unul din motivele pentru care nu le moi este că am senzația că își pierd gustul și, în al doilea rând, dacă există zeamă, de, asta e valabil și la plăcinta cu brânză. Dacă există prea multă zeamă, știți că și la plăcinta cu brânză mai lasă zer brânza și dacă e prea multă zeamă, stafidele alea absorb zeama. La fel și în cazul merelor, stafidele vor absorbi din siropul ăla de la măr până se încălzește toată umplutura și până ajunge să se coacă, stafidele alea absorb din zeamă și astfel nu mai dă zeama pe din afară. Plus că sunt super delicioase. Și da, pun stafide. Știu că unora li se pare ciudată, pun stafide în plăcinta cu mere. Și ce am mai pus? Deci am pus nuci, scorțișoară, stafide, am pus coaja de la o portocală, o portocală mai micuță așa, și coaja de la o lămâie. Sunt must pentru mine asta. După care am amestecat totul, am pus pe foietaj, eu nu prea fac un foi de plăcintă, mi-e lene. Aș putea, nu zic că n-aș putea, dar mi-e lene să fac foaia de plăcintă, așa că cumpăr, de data asta am nimerit foietaj. Cumpăr foaie de plăcintă clasică sau foietaj, cum depinde ce găsesc. De data asta am găsit un foietaj super bun, care este neutru, adică poți să-l faci și pentru chestii sărate și pentru chestii dulci. Și ce am făcut a fost să pun una din foi, am pus-o dedesubt, am pus umplutura, după care cealaltă foaie am tăiat-o fâșii și am împletit-o, după cum se vede aici, în poză, în stilul ăla american. Și am observat eu că este mai bine să fac chestia asta, să umplu, să tai așa fâșii și să împletesc, decât să înțep foaia de sus, care s-ar fi umflat, s-ar fi făcut așa ca o cupolă, mai ales fiind foietaj. Și asta o ajută să nu se umfle, în cazul în care este prea multă zeamă, să iasă în afară, dar în același timp mărul să se coacă foarte bine și coaja aia nu se simte. Asta este unul din secrete. V-am zis, am experimentat foarte mult de-a lungul timpului, am făcut plăcinta asta cu mere în toate situațiile posibile, adică și fără stafide, și fără nuci, și fără portocală, și fără scorțișoară, în toate situațiile, am luat toate scenariile la rând și am făcut-o în toate felurile posibile, de-aia am făcut-o de foarte multe ori, până am ajuns eu la rețeta care îmi place mie cel mai mult și care mi se pare mie că e cea mai ok pentru mine. Acum voi puteți să modificați și să faceți cum vreți voi, deci puteți să adaptați, asta e partea fun. Și după ce am pus toată chestia aia și am făcut împletitura aia, am dat cu ou pe deasupra, cu galbenuș de ou, am mai presărat niște zahăr din ăsta clasic toast, pentru că el se topește în momentul în care îl pui pe o galbenușul ăla de ou, se topește, și am presărat și niște scorțișoare. Dar mi-a picat mai multă scorțișoară acum când am băgat-o la cuptor, de aia s-ar putea când o scot să pară arsă, dar să nu vă imaginați, să nu vă speriați că nu e arsă, este doar prea multă scorțișoară, a căzut prea multă scorțișoară, ceea ce nu mă supără. Dar zahărul l-a pus peste
galbenuș cu scorțișoara aia, îi dai tot așa o aromă deosebită și este absolut divină. Deci mie îmi place la nebunie plăcinda. Și here it is, folks! Asta este și rețeta mea fabuloasă de plăcintă cu mere. Deci este super simplu de făcut, nu vă bate la cap, mai ales dacă vă cumpărați foietajul, foile și toate cele. Nu e o bătaie de cap, e chiar foarte, foarte ușor de făcut. Așa că ar trebui să fie simplu să o faceți, mi se pare cea mai simplă variantă. Mai pun ceva în ea? Nu. Nu mai pun. Cam asta ar fi tot. Am mai făcut niște guguloaie din biscuiți. Am găsit o rețetă pe net. De fapt, am găsit aceeași chestie de eu le-am făcut biluțe, dar în clipul de prezentare, în clipul cu rețeta, erau făcute așa, ca niște... ca niște crembuștei, ca niște batoane micuțe erau făcute. O să vă las clipul ăla cu rețeta, o să vă o las. Eu am găsit-o asta și cu Nutella și cu unde era arahide și am făcut ambele variante în ideea de a testa. Acum nu știu cum o să fie, că încă nu le-am gustat, dar vă las rețeta de la aia, că și aia e super simplă, se face cu 3 ingrediente și o face super repede, așa că... Da, dacă vreți. Da, aia nu-i rețeta mea, aia am găsit-o și eu pe net și vi-o las acolo. Bun, și cam asta este pentru moment. Adică cam asta e magica mea rețetă de plăcintă cu mere. The best, din punctul meu de vedere. Și nu doar al meu, promit că nu doar al meu, pentru că au mai fost și alții care au mâncat și au zis că este chiar foarte, foarte bună. Chiar oameni care se jurau că nu mănâncă plăcintă cu mere au mâncat-o și au zis că este genială. Prin urmare... You're welcome. Deci în seara asta am descoperit că inclusiv acești Cheetos merg bine cu salsa. După ce am epuizat o pungă de Doritos, am trecut la ăștia. Pentru că de la atâta ciocolată cât am văzut azi, nu am. Simțeam nevoie de ceva sărat. Și Uliza, uite cu joi mar la mine și a rămas blocat. Mama! Respiră! Udi! Sunt așa cu ochii mari la mine. Da. Am terminat cu guguloaielele de biscuiți, de ciocolată, de ce vor fi ele. Mai trebuie să mă trezesc mâine dimineață să fac plăcinta de mere. Pentru că ce-am făcut astăzi a fost doar aia de probă. Ce-mi place. Așa, și să spăl bucătăria, să curăț bucătăria, că efectiv e... arată ca după bombardament acolo. În schimb, am reușit să spăl o parte din vase, ceea ce este absolut minunat. Adică sunt extrem de mândră de mine, pentru că la un moment dat mă durea spatele, stând într-o poziție destul de incomodă. Și stând acolo mă durea spatele și nu mai vreau să spăl și vasele și zic, las că le spăl mâine dimineață, mă trezesc la 5 mâine dimineață și până la urmă zic, da, totuși, dacă le spăl, numai câteva până mi se încălzește apa de ceai, că am băut un ceai și până se încălzește apa de ceai, spăl câteva vase. Și noroc că am pus în ibricul de încălzit apa, am pus mai... am pus mai mult din asta, mai multă apă și cât s-a încălzit apa, asta am mâncat eu. Deci piftia mea este absolut incredibilă, cea mai bună piftie ever. O adună absolut minunată și... da. Acum am mers somn, am făcut o baie, am stat în cadă, nu știu. Vreo jumătate de oră, 3/4 de oră, habar n-am cât am stat. Și acum mi-e somn. Am început să și plouă afară, ceea ce este absolut minunat. Deci ador când trebuie să plec undeva și plouă înainte. Dar whatever, ne descurcăm mâine. Da, cam atât pentru seara asta. O să-mi iau pufos în brațe, că este aici celălalt pufos negru, urât, a venit. Eram în cadă, a țipat că vrea mâncare și până să ies eu din cadă să-i dau să mănânce, pentru că bineînțeles că mă execut în fața copiilor mei, că doar nu degeaba sunt un sclav aici în casa asta, a plecat, s-a supărat și a plecat.
Și când l-am strigat să vină înapoi în casă, n-a mai venit. O să vină. Și era murat, era ud, că în prima dată mă uitam după un prosop cu care să-l șterg, că am niște prosoape din alea mai vechi pe care le țin pe aici, special pentru ei, ca să-i mai șterg pe lăbuțe sau să-i șterg când vin uzi, cel puțin Jimmy s-a învățat și îi place când e ud așa, să-l șterg, ce-i mai place, să îi curăț blănița de apă și... Mă uitam după un prosop, să iau repede un prosop, că n-avem niciun prosop din ăla la îndemână. Stați, cred că l-am auzit, cum e una. Nu. Și până să găsesc prosopul și până să mă duc să-i dau să mănânce, a plecat, că a nesuferit. Este un alintat. Dar mă rog, se întoarce el dacă eu fi foame. Eu zic că nu, e că doar mănâncă, am mâncat astăzi de... Aoleu, mă sperie când mănânc. Ok. Eu vă las pe seara asta și ne vedem mâine dimineață. Mâine trebuie să mă trezesc totuși la 5 să fac plăcinta și să se acuce să răcească până o să o tai eu și o să o pun în caserolă. Da, o să dureze puțin să se răcească, că na, e totuși o plăcintă de mere. Seu, ne auzim mâine, vă pup! Bună de dimineața! Și-aș minți dacă v-aș zice că nu mi-e somn și la ora asta. Este aproape 11 sau e trecut de 11 și trebuie să recunosc că mi-este somn. Apropo de somn, planul meu cu trezitul la 5 dimineața s-a dus pe apa sâmbetei. Nu pentru că nu m-aș fi trezit la 5, ci pentru că mi-a fost lene să mă dau jos din pat până la 7. M-a forțat Jimmy odată să mă dau jos din pat. Și am trebuit să mă dau să mănânce, dar în rest m-am băgat la loc și până la 7 n-am vrut să mă mișc. Am făcut plăcinta până la urmă, acum nu știu cât s-a răcit până la ora asta, habar n-am, să sperăm că s-a răcit totuși destul de bine. Și da, sunt gata, m-am aranjat, m-am machiat, m-am făcut bucle. Nu era absolut necesar, dar am vrut eu să-mi fac ca să-mi ridice puțin starea de spirit. Sunt ele destul de crețe, acum o să se mai lase puțin, că e o umezeală afară. Apropo, a nins în dimineața asta și țipam singură prin casă, ninge, ninge, de parcă aș fi trebuit să mă audă cineva. Ne-am scris și fetelor pe grup, ninge, la care Georgiana, răspunsul Georgianei este, aici s-a oprit. Oh, da, la mama a nins de pe 1 decembrie, deci și are zăpadă la ea, s-a depus. Aici era zăpadă din aia udă, dacă țineți minte că v-am povestit de zăpada udă. Aici era zăpadă udă și s-a topit deja și aia a început să și iasă un pic soarele, dar așa, greu, se chinuie să iasă printre noi. Deci, de principiu, sunt cam gata. Sunt îmbrăcată în outfit-ul absolut obligatoriu de scandal, și anume... festiv, așa, am și șoseți festivi, nu numai că am outfit-ul festiv și mai am câteva chestii de anumat, să tai plăcinta și să o pun în cutie și să o pun ca să fie mai ușor să o duc, că doar nu o să mă car cu tava după mine, până pe partea elaltă de lume unde stă Georgiana. Și ce mai trebuie să văd? Aoleu, murături, vai! Am zis că-i duc gogonele, gata. Să pun și gogonele. Să pun și din alea și cam gata. O luăm la picior. Da. Și mai vorbim, nu știu ce o să vă mai arăt. Ziua de astăzi, de vlog, cred că o lipesc cu aia de ieri, că nici azi, nici ieri nu filmez prea mult, nici azi, nici ieri n-am filmat prea mult, sau cred că merg lipite. Așa că aveți în vlog mes două zile lipite, ceea ce cred că este minunat. Ne vedem de pe drum sau nu știu când o să mai vorbesc cu voi, o să mai povestim. Hai să arătăm cum a vomitat Moș Crăciun la Georgiana în casă. Cum a vomitat Crăciunul la Georgiana în casă. Tu l-ai furat pe Moș Crăciun și ai furat toate decorațiunile, nu? A, ăsta! Da, eu am zis că e moș normal. E trol? Vai, Doamne, ce trol drăguci! Suntem un trol foarte drăguci! Tu simți nevoia de braț mare! Mie nu mi-a plăcut niciodată curly până anul ăsta!
recuzita. Vevericiu, salutare, ce faceți? Hai, gândesc că am ajuns acasă și partea frumoasă este că am prins doi copii acasă. Erau acasă amândoi, da, erau dincolo și plus de asta hămesiți. Este unul fără un sfert, noaptea. Acum 5 minute m-am lăsat și pe mine Eugenia cu Viorel și... adus acasă și a trebuit să le dau șobolanilor mei negri să mănânce, că erau hămesiți, urlau că mami, e foame de mâncare. Și pe Udi a apucat-o acum o criză de joacă, se joacă și aleargă pe aici și miaună și se agață inclusiv de firul de la televizor, s-a agățat mai devreme, vrea să-l mănânce și să-l dea jos, ceea ce este minunat. Da, a fost o seară, o după amiază și o seară foarte frumoasă și foarte plăcută și am simțit tare bine cu toată lumea, sper din tot sufletul ca toată lumea să se fi simțit la fel de bine și a fost frumos. Chiar m-am bucurat să văd toată gașca și m-am... ce faci, mama, acolo? Stați că dărâmă ceva. Da, chiar m-am bucurat că ne-am văzut și că ne-am adunat. A fost tare, tare frumos. Și sper să o mai repetăm cât de curând, că a fost tare bine. Am jucat jocuri, am mâncat, ne-a făcut Georgiana o grămadă de mâncare. Eu i-am zis că facem mâncare ca pentru nuntă. Și a făcut o grămadă de mâncare bună, bună de tot și a făcut o tochitură foarte bună, a făcut niște plăcinte cu carne super bună. Ce a mai făcut? Că a mai făcut ceva pe acolo. Denisa a adus niște negrese foarte bune făcute de mama ei. Eu ne mâncând negrese, eu ne fiind iubitoare de negrese, da, știu, ucideți-mă, mie nu-mi plac negresele, dar asta a fost foarte, foarte bune, deci au fost exact cum mi-aș dori eu să fie toate negresele din lumea asta, ca să le pot să mânca și eu. Eu am dus plăcintă cu mere și guguloaiele acelea pe care le-am făcut și ce am mai făcut? Am mai fost, a fost o grămadă de chestii de ronțăi, nici n-am rămâne și să mâncăm acolo, că doar nu ne-am dus numai să mâncăm, ne-am dus să ne vedem, să ne simțim bine. Și da, a fost tare, tare plăcut, ne-am jucat jocuri, eu am învățat de la Eugenia în sfârșit să joc table, că nu știam să joc table, deci cât m-au chinuit unii că am încercat și eu să învăț să joc table și n-am reușit până acum niciodată să învăț table, pentru că nu mi-a explicat nimeni ca lumea care sunt regulile, cum se joacă, ce se face, toată lumea zicea dai cu zarul și muți, ce, cum, care sunt regulile, adică toată lumea era pe mine, dai și tu cu zarul și muți, ce să mut, cum să mut, cum se fac, cum se pun piesele, habar n-aveam. Și în seara asta am învățat inclusiv să joc table și am jucat cu Eugenia, ba chiar am și bătut-o de două ori. Este drept, m-am bătut și ea de vreo trei ori, dar na, acum ce pot să zic? Na, sunt începătoare, sunt încă novice. Vreau să vă arăt. Udi, ești nebună! Așa. Vreau să vă arăt câteva din cadouașele pe care le-am primit în seara asta, pentru că... sunt foarte drăguțe. Bineînțeles că am primit și
metniță, urechi de ren. Asta s-a desfăcut. Trebuie să o bag la loc. Da, trebuie să o bag la loc. Așa. Dar vreau să vă arăt așa. Stați așa. Vreau să vă arăt în primul rând, cred că l-ați și auzit, un cadou pe care mi l-a adus luat de Nisa, cică de ziua mea. Și este ceva ce mi-am dorit foarte, foarte tare. Am văzut la ea că și-a luat și îmi doream și eu foarte tare. Și mă ofticam că nu o să ajung în Jumbo să-l... Jumbo, care știi că se pronunță Jumbo. Și anume, este vorba despre această cutiuță muzicală, carusel muzical, de fapt, de la Jumbo, pe care l-am văzut la ea și îmi place la nebunie. Deci mi se pare atât de drăgălaș de nu se poate. Și mi-l doream și eu foarte tare. I-am zis, chiar îi spusesem, zic, băi, zic, mi-aș dori și unul din ăsta. Dar n-ajung la Jumbo pentru că este departe de mine, adică mie mi-este foarte, foarte greu să ajung la Jumbo, inclusiv la ăla din militar, care e ăla din militar, să zicem, că ar fi cel mai apropiat de mine. Și ea s-a gândit să mi-l ia cadou și mulțumesc foarte, foarte tare că știu că se uită. Deci, efectiv, mi-am dat lacrimile când l-am văzut pentru că îmi place foarte tare. Și, de asemenea, mi-a adus o carte, că asta cred că ne-a dat-o la toate trei, ceva cu... Crăciunul în cele mai frumoase povești și sunt, uite aici văd povești de Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle și mulți alții. Sunt niște povestioare de Crăciun. Foarte drăguțe și abia aștept să încep să citesc cărticica asta, mai ales că este sezonul. Este numai bună, așa. Am primit mai multe cadouri, dar nu vi le arăt chiar pe toate. Ce vreau să vă mai arăt, unul foarte drăguț. Am aici o cremă și de la Georgiana. Ce ai pățit, mama? Stați că s-a văzut în oglindă și brusc și-a dat seama că nu-i place de ea în oglindă. Dar încă un cadou foarte drăguț de la Eugenia, și anume calendar advent cu ceaiuri. Vai, deci de vă aștept. Mâine începem și bem ceaiuri din asta, din calendarul advent. Sunt 24 de ceaiuri, astăzi este 4, nu mai bine, mâine dimineață, că nu în seara asta, noaptea asta, că e noapte deja de vinerea, nu mai beau eu ceai la noapte, în noaptea asta, așa că mâine am ceaiuri suplimentare de băut, yay! Așa, ia! A, ce drăguț, stați că eu nici nu l-am desfăcut până acum, acum îl veți fac pentru prima dată să văd. Și chiar reușesc o mână, în mod surprinzător, ia uitați! Ce drăguț! Este de la... English Tea Shop Original, așa scrie pe el, și sunt 24. Practic este nouă cutie normală de ceaiuri, se desface, bănuiesc că pe aici, pe undeva, pe lateral, da. Și sunt 24 de pliculețe cu arome diferite, dacă nu mă înșel eu. Taudi, ce crezi că e? Nu, ia nasul de acolo, a simțit nucile, bineînțeles. Nu, alea nu sunt pentru tine, sunt pentru mami. Nu pap nuci, da, ne-a făcut Georgiana nuci. Nu știu, din alea de casă. Bune și foarte bune. Le-am gustat acolo. Mama, ia-ți nasul de acolo. Că nu-s pentru tine, îți repet. Da, mă rog, o să vă arăt calendarul că n-aș vrea să-l rup mâine. Așa. Stai așa. Da, vă arăt vară mâine că nu reușesc să-l desfac acum și nu vreau să-l rup. Dar da, 24 de ceaiuri, yay! Sortimentul de ceaiuri. Nu mă bine, că mă cam plictisem de ceaiul pe care l-am eu și nu mă bine, acum am ceai de încercat. Ei, și mi se pare foarte drăguț și o să vă arăt și vouă. Așa, și Georgiana ne-a mai dat nuci, ne-a dat o grămadă de bunătăți. Mie mi-a mai dat o chestie din asta, o emulsie pentru față, că a zis că e nu știu, mi se pare interesantă. Și Eugenia ne-a luat și un demachiant din ăsta. Da, că țin minte că chiar vorbeam cu ea de demachiantul ăsta. Este un demachiant din acela solid, ca de la, cum este cel de la Clinic, Clinic Zero. De la Banila Co. este. Și chiar vorbeam cu ea că spunea că vrea să și-l comande și... că era curioasă de el. Ce mănânce acolo, Dumnezeule? Lasă-o, mama, că e a mea. Nu, e clopoțelul meu. Îți promit că îți dau alt clopoțel. A văzut ăsta. E a mea, puiule. De ce trebuie să o strici? Udi, stai, mă. Măi, copilule, mă. E hiperactivă seara asta. A apucat o chestie. Ia. Stați așa.
Cât te rog. Puiule, este pentița mea, te rog frumos, n-o strica, da? Ia mea, puiule, gata. Așa, am primit multe cadouri drăguțe, revenind. V-a zis, Georgiana ne-a făcut nuci, ne-a dat ciocolată, pe care bineînțeles că mă bucur de nu se poate. Deci, ce ne-a mai dat aici? Ne-a mai dat o chestie, un candișpan. Mi-a dat și crema aia, v-am spus, și sărul ăla. Și, da, ne-a simțit super bine, per total. Mama, pui, te mănânc cu fulgi și cu tot. Puiule, uzi! E nebună! Ia lui mama, nu e al tău. Ia lui mama, da? Ia stai lui mama, pentița, nu a ta. Așa, și da, a fost o seară foarte frumoasă, am învățat să joc table, ne-am jucat jocuri, am râs foarte mult, ne-am distrat, am, da, povestit, au, nu m-am mușcat de picior, acum a trecut la m-am mușcat de picior. Așa, am mâncat mâncare bună, ne-am simțit bine, so, yay! A fost o seară absolut minunată, o după amiază și o seară absolut minunată. Acum mă voi demachia, doar cu demachiant, știu că nu se face și nu e bine, dar decât să dorm machiată, așa, am pujlamaua aici lângă mine, fix lângă ochișorii mei este pujlamaua, mama! Așa, mă voi demachia și voi face nanii, pentru că este 1 și mi-este foarte, foarte somn și mai am și de editat pentru mâine dimineață. Udi cea nebună, vă spune, bună, deși ea nu are chef de... Și Udișorul cel nebun vă spune noapte bună, deși ea nu are chef. Nici cel mai mic chef din lume nu-l are pentru... Uf, și doarmă. Ea vrea să alerge și să fie nebună, dar cum o să stingem lumina, o să ia mami în brațe și o să dormim și o să fim fetițe cu minți. Așa? Așa, Udi? O să fim fete cu minți? Ia zi tu. Să fim fete cu minci? Ce zici? Bine. Ha. Noapte bună, m-am pupat. Ne auzim în următorul daily vlog sau ce clip o fi făcând după ăsta, că nu știu. Habar n-am. Povestim. Ciao. Pa, pa.